Stimați telespectatori, conducându-ne după renumele comunei Vlăsinești din județul Botoșani, astăzi ne-am deplasat în această localitate pentru a sta de vorbă cu edilul acestei localități. Bine ați venit, domnule profesor. Bine v-am găsit. Stimați telespectatori, după cum v-am anunțat, suntem la sediul primăriei din comuna Vlăsinești, județul Botoșani, și stăm de vorbă cu domnul Andrei Băuariu, consilier juridic la această primărie, care, momentan, este și edilul acestei comuni. Stimate domnule, vă rugăm să vă prezentați spectatorilor noștri. Bună ziua! În primul rând, dați-mi voie să vă urez bine ați venit în comuna noastră. Ne onorează prezența dumneavoastră aici. Și permiteți-mi în același ton, ținând cont că astăzi este 3 mai și se sărbătorește Ziua Internațională a Presei Libere, a Libertății Presei, să vă urez la mulți ani. Ați ajuns în comuna Vlăsinești, o comună deosebită, în județul Botoșani, o comună formată din 3 localități, Vlăsinești, Sârbi și Miron Costin, cu o populație de 2986 de locuitori, o comună cu state vechi de plată, cum putem spune noi. Prima mențiune documentară a Vlăsineștiului este în anul 1446, la 20 iunie, în uricul lui Ștefan Voievod. Este o comună de gradul 2, o comună frumoasă, unde din anul 2008 încoace cunoaște o perpetuă, o continuă dezvoltare. Este o comună în care au fost și sunt atrase, dezvoltată prin și cu fonduri europene și guvernamentale. Vorbim de o dezvoltare a comunei. Vorbim de asfaltarea principalelor drumuri comunale și sătești din comună. Vorbim de modernizarea căminului cultural din satul Sârbi, de edificarea unui centru after school aici, în centrul satului Vlăsinești. Vorbim de reabilitarea și modernizarea tuturor lăcașilor de învățământ din comună și multe, multe alte proiecte care s-au realizat din 2008 încoace. Vedeți, este o problemă totuși. V-am rugat să vă prezentați telespectatorilor, dar dumneavoastră ne prezentați comuna. Revenim, vă rugăm să ne spuneți cine sunteți dumneavoastră. Am făcut acest lucru pentru că, în primul rând, punem pe primul loc comuna și interesele comunității. Mă numesc Andrei Băuariu, am 34 de ani, sunt născut în satul Vlăsinești, am crescut și am învățat pe băncile acestei școli. Mai apoi am urmat cursurile liceului teoretic din orașul Săveni, aflat la 3 km distanță de comuna Vlăsinești, profilul filologie. Ulterior am intrat la facultatea de drept din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, unde după 4 ani am obținut diploma de licență. Am continuat, mi-am dorit apoi să continui studiile și am făcut și un master în științe penale. Iar mai apoi destinul m-a adus din nou acasă, dat fiind faptul că domnul primar de atunci, actual domnul senator Trufin Lucian, într-o vizită întâmplătoare a mea la primărie, m-a oprit, cum discutam de obicei, mă mai opream pentru că îl simpatizam și apreciam munca pe care a făcut-o în comun, și mi-a oferit un post în primăria Vlăsinești ca și consilier personal al dânsului. Acest lucru m-a onorat, nu am răspuns din prima ofertei dumnealui, am stat și m-am gândit bine pentru că aveam și alte oferte să plec din comună, dar am pus pe primul loc această ofertă și, în primul rând, mi-am dat o șansă de a lucra în locul meu de baștină, în cea mai importantă instituție din comună, conștientizând faptul că voi căpăta o experiență vastă și diversificată în ale administrației publice locale. Totuși eu mai aștept ceva să-mi spuneți, și anume, cine v-a orientat
spre această profesiune și dacă păstrați încă în memorie numele unor cadre didactice care v-au educat și instruit de-a lungul anilor. Cu siguranță, prima doamnă învățătoare nu se uită niciodată. Numele ei este Cucu Alexandrina. Mi-a fost învățătoare din clasa 1 până în clasa 3. Mai apoi am avut în clasa 4 doamna învățătoare Livadaru Florița, cadre din Vlăsneșteni, din satul Vlăsnești. În ciclu de gimnaziu, dirigintele meu, domnul profesor de biologie Cucu Vasile, și bineînțeles o personalitate, un profesor care nu mi-a fost doar dascăl, ci și chiar îndrumător, deschizător de viziune, este domnul profesor Gheorghe Burac, profesor de limba și literatura română, al cărui nume astăzi școala din Vlăsnești poartă numele. Un profesor deosebit care mi-a insuflat o dragoste nespusă față de limba și literatura română, dar mai ales de gramatică, pe care am văzut-o ca și o artă, ca și o matematică, nu doar ca o disciplină. A reușit să-mi insufle această plăcere de a face analiza morfosintactică a cuvintelor și a frazelor. Și îl țin mereu în suflet pentru acest lucru și pentru maniera domniei sale de a preda și de a se face înțeles. Să știți că vă felicit pentru acest tip de exprimare, pentru că m-am convins din data trecută când v-am vizitat și acum că, într-adevăr, exprimare elevată. Felicitări. Mulțumesc, și veșnică amintire acestuia. Să știți că este încă în viață domnul profesor Gheorghe Bura. Este mereu alături de noi. Dar veșnică lui amintire. Cu siguranță. În permanență. Mai rar pomenesc unii pe fostele cadre didactice. Mai rar. Dumneavoastră, totuși, sunteți și unul din pionii principali din această localitate. Eu v-am zis, domnule primar, și v-ați supărat pe mine că nu sunteți, dar sperăm că mâini comunitatea o să zică da. Și eu sper în aceeași măsură. Îmi doresc să fiu continuatorul unei munci cu roade deosebite. Să fiu continuatorul și să fiu acel simbol al tineretului, al dinamismului, care să ducă munca mai departe. Pentru că Vlăsineștiul are și trecut, are și prezent, dar în primul rând trebuie să aibă viitor. Trebuie să aibă. Trebuie să continue să se dezvolte și să asigure un nivel de trai din ce în ce mai bun pentru comunitate. Și vă spun, candidez în primul rând nu pentru mine. Funcția de primar nu o văd ca și un trofeu, ci, dimpotrivă, este o mare responsabilitate și este o misiune pe care, odată asumată, trebuie să o duci la capăt, dar nu doar să o duci la capăt, ci și îndeplinită, finalizată cu succes. Și nu sunt doar singur, nu mă bazez doar pe mine. Sunt parte a unei echipe, a unei echipe de consilieri locali, a unei echipe de colegi, efectivul din colectivul din primărie, fără de care toate aceste lucruri care s-au realizat până acum în comună nu ar fi fost posibile. Ați spus ceva de viitor și mă gândesc că acea școală de mecanizatori care ați avut grijă să fie înființată în cadrul școlii dumneavoastră de aici este ceva pentru viitor. Vă rog câteva cuvinte despre dansa. Cu siguranță este și scopul înființării ei, tocmai spre acest făgaș, spre această țintă a mers. A fost un proiect ambițios al domnului fost primar, domnul senator, la care a achesat imediat școala. Am reușit să obținem avizele de la inspectorat, de la Ministerul Educației și Cercetării pe atunci. Și într-un timp foarte scurt, într-o perioadă scurtă de timp, am reușit să recrutăm acei elevi care să urmeze primul ciclu al școlii profesionale, școala profesională având un ciclu de 3 ani.
La 1 septembrie 2015 am primit avizul de la Aracip și la începutul anului școlar aveam înscriși în clasa 9 la Vlăsinești 25 de elevi. O clasă? O clasă. Anul acesta sunt deja 28, efectivul complet, și cererile au fost mult, mult, mult mai multe. De ce s-a făcut acest lucru? În primul rând, din păcate, încă în România există părinți care nu își permit să își trimită copiii la liceele din județ. Mă refer cel puțin la cele din Botoșani. Pentru că vorbim de cheltuieli de transport, de chirie, de hrană și multe altele care sunt necesare unui exercițiu de educațional firesc și normal. Și tânărul nu lucrează în gospodărie deloc. Tânărul, odată că nu lucrează în gospodărie, el lucrează, dar nu mulți își permit naveta, iar cei care ar trebui să rămână în Botoșani n-ar mai putea suplini la muncile din gospodărie. Un alt motiv pentru care s-a pornit acest proiect a fost o cerere foarte mare de tractoriști, noi nu le spunem mecanism, tractoriști, pentru că în comună există doi mari fermieri, le spunem noi, care folosesc utilaje, tractoare de ultimă generație și care au nevoie de oameni calificați care pot opera pe aceste tractoare și utilaje. Ceea ce în momentul de față, ca și ofertă, este foarte scăzută. Fiind nevoiți, domniile lor, să recruteze, să caute tractoriști până în sudul țării, undeva județele Galați, Tulcea și chiar în zona Muntenii. Și asta implică cheltuieli mai mari, de cazare, de deplasare, de hrană. Obligatoriu implică cheltuieli mult mai mari. Dar, odată finalizat acest ciclu de către acești tineri, ei vor putea fi recrutați de aici din comună, și când spun de aici din comună, să știți că în momentul de față, în clasa 10-a de la școala profesională, nu sunt doar copii din comună, sunt și tineri din comunele vecine. Deci area de cuprindere este mai mare. Pentru că există un interes foarte mare pentru această școală. Iar ca idee de viitor, nu am stat cu mâinile în sân. S-a depus un proiect pentru reabilitarea, dotarea și modernizarea acestei școli profesionale. Un proiect de 600.000 de euro. Este deja semnat contractul de finanțare și urmează să fie modernizată, dotată cu toate acele utilaje, toate acele piese pe care copiii să învețe la tehnologia de ultimă oră. Păi ei fac mai multă practică decât teorie. Teoria este mai puțină. Domnule primar, mă scuzați că nu. Consilier juridic. Domnule consilier juridic, câteva probleme, câteva date despre proiecte. Mă interesează proiecte care le-ați finalizat, proiecte care sunt în derulare și dacă v-ați propus ceva pentru viitor. Bun, să începem cu cele realizate. Vă pomeneam de asfaltare. A fost implementat un proiect integrat pe măsura 3.2.2 prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, un proiect integrat de o valoare de 2,5 milioane de euro, prin care s-a realizat asfaltarea a 9,6 km de asfalt de drumuri comunale și sătești din comună, construirea acestui centru after school de lângă sediul primăriei și modernizarea și dotarea căminului cultural din localitatea Sârbi cu instrumente muzicale și tot ceea ce este necesar pentru a se desfășura evenimente și activități culturale la nivel foarte, foarte mare. Un alt, vă pomeneam apoi de reabilitarea și modernizarea tuturor lăcașelor ale școlilor din comună. S-a modernizat grădinița din localitatea Sârbi. Un alt proiect pe care pot să vi-l menționez, cred că aproape unic pe țară, este realizat de către un UAT, este împădurirea a aproape 40 de hectare de teren degradat,
și tot prin măsura 221, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. În momentul de față avem depuse mai multe proiecte care să vină în sprijinul comunității și să creeze un plus valoare acestea. Cel mai important, cel mai vital și totodată firesc este proiectul de aducțiune de apă și canalizare în comuna Vlăsinești. Alt proiect pe care ni l-am propus și deja este semnat contractul de finanțare se referă la reabilitarea și modernizarea căminului cultural din localitatea Miron Costin. Deci aveți grijă de toate căminele culturale din zonă, nu numai... Un asemenea lăcaș este necesar în fiecare localitate. Toți locuitorii din fiecare localitate trebuie să beneficieze de un asemenea edificiu. Eu zic că este necesar. Mai ales că acel cămin cultural poartă și un nume istoric. Așa este. Așa este. Mai apoi, ne-am propus, chiar anul acesta, pe 1 martie, am depus 4 proiecte la Ministerul Dezvoltării, prin care vrem să reabilităm un pod foarte tranzitat între localitățile Sârb și Vlăsinești, să reabilităm un alt corp al școlii din Vlăsinești și să-l modernizăm, să construim un nou sediu al primăriei, pentru că, din păcate, acest sediu în care ne aflăm în momentul de față este o clădire veche, și un nou sediu pentru a asigura condiții mult mai bune pentru cei care lucrează aici, pentru colegii din primărie, dar și pentru cetățenii noștri care ne vizitează zilnic cu diverse situații. De viitor ar fi două mari proiecte. Mult doritul și așteptatul cămin cultural din localitatea Vlăsinești. Ne dorim să creăm un centru cultural chiar aici. Frumos spus, centru cultural. Un centru cultural, într-adevăr. Un centru cultural care să fie durat aici, în centru satului și care să fie reprezentativ pentru localitatea noastră. Pentru că până în momentul de față toate evenimentele pe care le avem noi culturale le desfășurăm în căminul cultural din localitatea Sârbi. Și un alt proiect ambițios, dar consider eu necesar, considerăm de fapt necesar, este realizarea unui centru de asistență pentru bătrâni pe care ne-l propunem să-l facem în localitatea Sârbi. Va fi pentru bătrânii din zona, din localitate rând, sau? În primul rând este destinat bătrânilor din localitate. Să asigurăm un centru de permanență în care bătrânii să poată să vină să-și facă niște analize, să fie periodic consultați de un medic, să le se prescrie rețete și chiar să, pentru situații de urgență, să poată fi cazați în acea locație. Dar o întrebare cheie, capitală, bani, de unde ați folosit până acum pentru investiții derulate sau în curs derulare și bani pentru ceea ce vă propuneți? Asta costă. Întotdeauna costă și fără bani nu poți să realizezi nimic. Vedeți, din păcate, din bugetul pe care îl primim, banii pe care îi primim de la bugetul de stat și banii încasați din taxe și impozite, nu s-ar fi putut realiza aceste lucruri. Cheia, o să-i spun, a succesului a fost atragerea de fonduri europene și de fonduri guvernamentale. Doar scriind proiecte, scriind cereri de finanțare, făcând proiecte bine conturate, s-au putut realiza aceste lucruri în comuna noastră. Dar pentru a accesa un proiect trebuie muncă, nu glumă. Să-ți pui mintea la contribuție, să faci să-l faci proiectul până în cele mai mici detalii ca să devină eligibil. Vedeți, noastră, lucrul cel mai important sau definitorul pe care l-am învățat de când sunt în primărie, de la mentorul meu, de fapt, ăsta a fost domnul senator, domnul fost primar, am învățat un lucru cel mai important, pot să spun. Nu există, nu pot. Există, doar nu vreau. Atâta timp cât există voință, cât ai conturat o echipă de specialiști
care fiecare este priceput, calificat pe ramura, pe palierul său, și această voință transpusă în sau aplicată asupra necesităților stringente ale comunității, nu ai cum să dai greș. Trebuie să un proiect presupune scrierea unei cereri de finanțare, realizare de proiect tehnic, studii de fezabilitate. Bineînțeles, am apelat la proiectanți, la consultanți, dar ideile, transpunerea lor în proiect a venit de la noi. Într-adevăr, fără muncă nu poți să realizezi nimic. Fără ambiție, fără aplicare asupra nevoilor comunității. Ce nevoi care sunt firești. Trăim într-un stat european unde aceste nevoi sunt firești. Mi-ați vorbit de aceste proiecte scurt, pentru un singur cuvânt, un răspuns. E greu pentru a obține un proiect? E mult de scris, multă hârtie, poate inutilă? Nu există cuvântul inutil. Nu folosim niciodată, nici măcar nu îl gândim. Tot ceea ce facem, o facem în ideea că munca noastră, proiectul nostru se va concretiza. Nu avem, nu ne permitem luxul și nu avem voie să avem o mentalitate de pierzători și nici măcar de pesimism. La noi, în comună, la noi în primărie, nu există acest termen și această gândire. Tot ceea ce facem și tot ceea ce s-a făcut până acum s-a făcut în vederea realizării și a finalizărilor. Totul presupune atenție, ambiție, un bun management și dacă aceste lucruri sunt împresurate cu foarte multă muncă, nu există lipsa succesului. Ei, bun. E bine, e bine, e foarte bine, dar noi am vorbit de oameni, am vorbit de proiecte, am vorbit de ce am vrut, de școală, de peste tot. Dar spuneți-mi, în privința animalelor, cum stă comuna dumneavoastră? În privința animalelor, pot să vă spun că principala preocupare a locuitorilor din comună este creșterea animalelor, zootehnia și agricultura, cultivarea pământului. Ca și efective de animale, în momentul de față, pot da niște date, pe teritoriul Comunei Vlăsănești sunt înregistrate un număr de 1500 de bovine, un efectiv de un șeptel de 2900 ovine și 700 de caprine. Mă refer la cele deținute de persoanele fizice. Iar ca persoane juridice, există o singură societate care încă mai se mai ocupă cu zootehnia, care deține în jur de 124 de bovine și cam atât. Pentru ele, pentru aceste animale, trebuie asigurată și păscătoare, pășune. Vă întreb pentru că chiar când am venit noi, a fost terminat o discuție cu crescătorii de animale, și ați făcut, am impresia, repartizarea pășunii. Pășunea s-a împărțit acum 3 ani de zile. A fost organizată o licitație, vorbim de 1096 de hectare de pășune. A fost organizată o licitație și, în urma cererilor făcute de fiecare fermier interesat și cu respectarea unor anumite condiții cerute de lege, s-au încheiat contracte de concesiune pentru fiecare în funcție și de numărul animale pe care îl deține fiecare. Dar astăzi ce aveți? Ați avut totuși cu ei? Ați pus la punct niște probleme, eu cred. Nu au fost nicio problemă. Este această perioadă în care se fac acele depuneri la APIA pentru subvenție și fiecare dintre fermieri vin să scoată anumite documente de la primărie pentru a merge mai departe la centrul regional de la Săveni să depună dosarele în vederea obținerii subvenției. Atât pentru animale, cât și pentru teren. Deci primăria se îngrijește și pentru ca acești crescători să-și primească toate drepturile. În fiecare zi ne îngrijim de acest lucru. Și primăvara este o perioadă mai ocupată, mai condensată, cu o plecare mai mare către cei care cresc animale. Tocmai ce am reușit împreună cu locuitorii din cele 3 sate să organizăm cirezile, pentru că se pășunează și la liber.
Avem o preocupare și o aplicare pentru nevoile și pentru nevoile dânșilor. Ce părere aveți de subvențiile pe care le acordă statul acestor crescători de animale? Fără ele, sunt sigur că le-ar fi mult mai greu crescătorilor de animale, cu siguranță. Din păcate, birocrația este un pic cam... Este un stufoasă. Este stufoasă, da, și încă dă multe bătăi de cap fermierului, pentru că în momentul de față, crescătorul de animale trebuie să fie și contabil, trebuie să fie și finanțist, trebuie și jurist, și multe altele. Dar există semnale și încă foarte bune, urmează a se... Chiar domnul senator știu că are o inițiativă de a înființa la nivelul fiecărei primării acel post de consultant agricol care să preia toate problemele crescătorului de animale și să le ducă mai departe la îndeplinire. Care să ofere o consultanță, informații de ultimă oră, care să vină în ajutorul crescătorului de animale. Uitați, acum, în perioada recent trecută, a fost acea inițiativă a Guvernului României prin care se acordă o subvenție crescătorilor de bovine care au între 3 și 9 capete inclusiv și au vândut o cantitate de peste 4.000 de litri într-o perioadă, între 31 martie și nu mai știu exact care e perioada. Perioada de lactație. Da, exact. Dumneavoastră, cum considerați? Aceste subvenții sunt suficiente pentru un crescător de animale? Cred că diferă de la caz la caz. Și avantajul este al celor care au un efectiv mult mai mare de animale, pentru că și cuantumul subvenției va fi mult mai mare. Suficient nu cred că este, dar crescătorii noștri de animale știu să-și chibzuiască banii, să-și economisească în așa fel încât să asigure pe tot parcursul anului furajele pentru animale, tratamentele, tot ceea ce presupune îngrijirea corectă și firească a șeptelului pe care l-are fiecare. Spuneți-mi, animalele au nevoie și de stabulație liberă. De scot pe pășune, da. Are comuna destulă suprafață de pășune? Cu siguranță, există. Există, v-am spus, e vorba de 1000 și ceva de hectare. Este suficientă pășunea, doar că și cererea este foarte mare. Unii dintre crescători mai cumpără și lărgesc efectivul de animale și, bineînțeles, solicită la rândul lor creșterea suprafeței de concesiune pe care o dețin. În momentul de față, întreaga pășune este concesionată. V-am spus, pe o perioadă de 5 ani. Ideal ar fi ca fiecare să chibzuiască și să-și facă acel plan de afaceri, pentru că e vorba de o afacere, o afacere de familie, în așa fel încât să fie sigur că atât cu această concesiune pe care o dețin, cât și cu costul furajelor pe tot parcursul anului, să se descurce și să poată asigura pentru animalele proprii. Un răspuns scurt, o întrebare tot scurtă. Oamenii sunt mulțumiți de ce realizează din creșterea animalelor? Eu zic că da și vă spun de ce. Dacă oamenii n-ar fi mulțumiți, n-ar mai continua. Ar fi discuția a oamenii, că oamenii ar fi obișnuiți să facă acest lucru. Nu. Eu zic că sunt mulțumiți și această îndeletnicire ar fi păcat să se piardă la noi. Pentru că este îndeletnicirea de bază care asigură acel pitoresc al satului românesc din zona Moldovei și a Botoșanului. Un calificativ pentru calitatea terenului din zona dumneavoastră de competență? Avem un teren foarte bun, să știți, în zona noastră. Preponderent cernoziomuri,
foarte bun și propiciu unei palete largi de culturi, unde să obțin producții mari la hectar, atâta timp cât este asigurată o sămânță de calitate, toate tratamentele necesare. Și, bineînțeles, cu voia lui Dumnezeu, apa, ploaia, care să... Din păcate, anul trecut am avut o perioadă de secetă care a mai redus din producția. Odihnuit. Da, și a afectat unele culturi. Domnule Andrei, mi-a făcut o deosebită plăcere să stau de vorbă cu domnia voastră. Din păcate, timpul este limitat și problemele sunt atât de multe. În orice caz, m-ați impresionat cu ceea ce ați realizat și ce v-ați propus ca să realizați pentru viitor. Și pentru că am discutat și despre animale, despre vaci în special, o să facem și o vizită la o societate care funcționează, își desfășoară activitatea în comuna noastră, ca să vedem și alte probleme despre creșterea animalelor. Eu vă mulțumesc tare mult, vă urez succes în confruntările pe care o să le aveți. Mulțumesc frumos. Și să ne întâlnim sănătoși. Să dea bunul Dumnezeu. Stimați telespectatori, conform promisiunii făcute, suntem în fața unității de prelucrare a laptelui din Vlăsinești și vă invit ca să o vizităm. Stimați telespectatori, așa după cum am promis anterior, în urma discuției cu domnul primar al acestei localități, ne-am deplasat la o unitate de procesare a laptelui și realizarea de diferite brânzeturi. Stăm de vorbă cu managerul general al acestei unități, pe care îl rog să se prezinte. În primul rând vreau să vă spun bună ziua, bine ați venit în comună la noi. Mă numesc Constantin Aniculaesă, sunt administratorul firmei Vlăsie Company, unitate de procesare a brânzeturilor și membra unei asociații, adică Asociația Producătorilor Cașcavalul de Săleni. Pentru început, cred că spectatorii sunt interesați să afle și alte date despre dumneavoastră. Cu mare drag. Vă ascultăm. Când v-ați născut? Unde? Părinți, frați, surori? Sunt născut în comuna Vlăsnești, mai ales chiar în satul Sârb, comuna Vlăsnești. Sunt crescut în această comună, fiu de țăran. Părinții mei sunt în viață, muncim cu toții la țară și din dragostea de animale și produsele care se pot obține din acest sector, sectorul zootehnic, am decis împreună cu asociatul meu să accesăm fonduri europene și să dezvoltăm această mică afacere pe zona de lapte. Totuși ați trecut prea repede. Eu vă rog să vă întoarceți și să ne spuneți câteva cuvinte despre școală. Da, școala tot în satul Sârb, după care am continuat cu liceul agroindustrial din orașul Săveni. Au urmat studiile. Sunt licențiat în drept, dar asta a fost drumul vieții, inclinația a fost către industria alimentară și m-am specializat în lapte. Sunt curios, în viața dumneavoastră este vreo persoană care v-a influențat în alegerea meseriei? Sigur că da, o spun cu mare plăcere despre fostul meu profesor, mentor, fost director la fabrica de lapte Săveni, la fostul Icil Săveni, care din păcate nu mai este printre noi, este vorba de Gheorghe Solomonescu, care pot să spun că datorită lui am învățat meserie și o practic cu drag. E o meserie și frumoasă, interesantă și economică, aveți perfectă dreptate. Spuneți-mi, în această zonă, am înțeles de la
edilul acestei comune, că își desfășoară activitatea o asociație. Da, pe raza localității Vlăsinești, membrii acestei asociații sunt 100 și în jur de 50 de membri, s-au constituit cu toții într-o cooperativă, au accesat fonduri europene pentru și-au deschis 5 centre de colectare autorizate sanitar veterinar conform normelor europene, unde și adună laptele de la cei 150 de membri cooperatori și revând mai departe. Chiar momentan eu am câștigat licitația, colectez lapte de la această cooperativă. Chiar am observat, când am venit, era o cisternă care descărca laptele pe care probabil l-a colectat din teritoriu. Da. Numai din Vlăsinești colectați lapte? Nu doar din Vlăsinești, aici colectăm de la această cooperativă, pentru că e convenabil și pentru noi și pentru ei. Au reușit să aibă un preț mai bun la lapte datorită, pentru că predau un lapte de calitate, în primul rând, este răcit, dar noi colectăm lapte și din zona Săveni, din comunele învecinate nouă. De la domnul primar am înțeles că preocuparea de bază a țăranilor din această zonă este creșterea animalelor în general și a bovinilor în special. Deci aveți de unde colecta. Vă satisface cantitatea care o colectați? Sigur că da. La noi în zonă s-a creat și o cultură, dacă putem spune, a cașcavalului, spunem noi, datorită fabricii din zona Săveni, datorită s-a moștenit această cultură a cașcavalului, s-au mai deschis și alte unități de procesare în comuna Vlăsnești, mai sunt încă două unități de procesare, una din ele este chiar pe locul 4, pe țară, ca și producție de cașcaval. Oamenii au înțeles lucrul acesta, că se pot dezvolta din lapte, cresc animale și vând laptele. Este vorba de renumitul cașcaval de Săveni? Da, ca să dezvoltăm un pic aici problema, deci Vlăsie Company este membru fondator a Asociației Cașcavalul de Săveni, unitate din care mai fac parte încă, asociație din care mai fac parte încă 5 unități. Noi producem după o rețetă veche. Este o rețetă adusă de maestrul Caranica, un machedon din județul Constanța, care a fost adus la Săveni pentru a implementa această rețetă. S-a descoperit că în zona Săveni este un lapte propice pentru acest produs, cașcaval. Mai meșterul Caranica a fost adus cu rețeta, în zona era laptele și s-a creat acest produs care încet, încet devine un brand, adică cașcavalul de Săveni. Noi, asociația care o reprezint, sunt și secretarul asociației, am depus documentația la Ministerul Agriculturii, a fost verificată, a fost postată pe site pentru perioada de opoziție, a trecut această perioadă de opoziție și a plecat spre Bruxelles în vederea obținerii protecției europene la acest produs. În prezent avem protecție națională pentru acest produs. Înseamnă că și-au dat seama că este ceva deosebit. Da, este un produs, în primul rând este un produs care este făcut doar din lapte, cheag și sare, fără conservanți, fără aditivi. Se lucrează din lapte crud, se lucrează manual, după acea rețetă veche, dar respectând normele și regulamentele Uniunii Europene în momentul de față. Nu vorbesc de calitatea celor care lucrează, ci am rămas impresionat de curățenia extraordinară, care nici nu pot spune că e ca într-o farmacie, că e mult mai curat. Înseamnă că se acordă o atenție deosebită și acestei probleme. Știți ce mă mir? Cum de meșterul Caranica și-a
divulgat secretul fabricării cașcavale aici? Ați avut putere de convingere oamenii de aici? Meșterul Caranica n-a divulgat secreta, rețeta. El a venit, a implementat-o, iar cine a fost interesat, ca peste tot în viață. Meseria se fură. E bine, dar el n-a considerat că a fost un furt. El a fost mulțumit. Chiar cu drag și-a dorit ca cineva să o ducă mai departe. Eu personal n-am lucrat cu acest meșter, dar profesorul meu, Gelu Solomonescu, a lucrat cu acest meșter. Puteți să-mi spuneți ceva despre caracteristicile sortimentelor? Așa, în general, câteva. Da, noi producem mai multe sortimente, printre care cașcaval, rucăr, dalea, un cașcaval cu chimen, cașcaval afumat, avem specialități, rulade cu șuncă, cu piper, dar sortimentul nostru care noi ne dorim să ajungă un produs tractor pentru unitatea noastră este cașcavalul de Săveni, care cred cu tărie în acest produs. Nu vreți să ne spuneți nimic despre cașcavalul în ceară? Păi, acest cașcaval de Săveni este ambalat în ceară. Din păcate, nu găsim în țară ceară pentru acest produs. Suntem nevoiți să o aducem de afară, dar sperăm că încet, încet să cineva din țara asta să se apuce și de acest lucru, pentru că chiar este un produs deosebit din cauza acestui ambalaj. Este maturat și ambalat în ceară. Vă referiți că ceara noastră de albine nu se ridică la standardele respective? Nu. Probabil este și o rețetă mai specială, nu doar ceară, pe care la noi nu o fabrică nimeni. Spuneți-mi, vă rog, din cine este formată forța de muncă? Forța de muncă, la noi în zonă, cum vă spuneam, mai sunt încă două unități, suntem trei unități, deja putem spune că avem forță de muncă calificată, dar calificată la locul de muncă. Se știe, pentru că oamenii se ocupă cu creșterea animalelor, cu să vândă laptele, trăiesc din vânzarea laptelui, iar unii muncesc la unitățile de procesare din comună. Așa, doar ca titlu informativ, producția de lapte pe cap de vacă este mare în această zonă? Și acesta este un lucru foarte important. Oamenii au început să înțeleagă că ori să hrănească o vacă care dă 2 litri de lapte, ori să hrănească o vacă care dă 10 litri de lapte, dau un exemplu, tot aceeași muncă este. Și în timp s-au ocupat, da, să aibă vaci de bună calitate. Să câștige cât mai mult. Sigur că da. Cu aceeași muncă, el să câștige cât mai mult. Mai mult. Sigur că da. Aveți în plan să majorați numărul de... să vă extindeți? Noi în moment mai avem în derulare un proiect. Chiar săptămâna viitoare trebuie să semnez contractul cu AFIRU pentru modernizarea acestei unități cu câteva utilaje. Intenționăm să ne extindem pe viitor. Eu n-am înțeles. Cum adică să modernizați? Că arată ca o centrală atomică. Mai sunt anumite puncte unde dorim să intervenim cu utilaje pentru a mai reduce practic din munca omului. Vom achiziționa o linie automată de etichetat, vom dota parcul auto cu o cisternă, câteva sisteme pentru laborator, ne dezvoltăm. Înseamnă că urmăriți și mărirea capacității, nu, de producție. Ne dorim. Eu aș vrea să ne întoarcem puțin la accesarea de fonduri, fonduri guvernamentale, fonduri europene, dosarele care trebuie să întocmite, hârtiile, umblătura pe drumuri, câteva lucruri despre aceasta.
Da, chiar pot să vă spun că unitatea a luat ființă cu fonduri europene. Valoarea investiției este de 290.000 de euro plus TVA. Este un proiect depus pe Gal, Gal Valea Bașeului de Sus. Pot să vă spun chiar că mulțumesc celor care au lucrat acolo pentru sprijinul, au acordat, ne-au îndrumat, ne-au dat sfaturi. Am depus aici proiectul pe plan local, nu a trebuit să mai facem naveta la centrul județului. Este greu, dar nimic nu e simplu și ușor. Totuși primim 50% din valoarea investiției. Trebuie să gândești foarte mult. Și să-ți dorești foarte mult. Să-ți dorești și să gândești și să poți să faci. Sigur. Deci nu este chiar greu de tot. Nu e ușor, dar nici imposibil. Asta este foarte bine, că nu e ușor, dar nici imposibil. Asta mă bucură. Cui vindeți marfa? Sau cum o distribuiți? Sau? Da, noi vindem la Angrouri, avem rețea de distribuție pe zona Focșani, Buzău, București, Constanța, Ploiești. Avem contracte cu anumiți distribuitori și o parte din marfă, tot prin distribuitori, ajunge chiar și în marile rețele. Într-adevăr, este foarte gustos, nu prea încărcat de grăsime, nu? Ca să fie cumpărat de toată lumea, deci bolnav nu mai, n-ar mai fi cumpărat. La intrare, chiar când am venit, era o cisternă din care se descărca laptele. Aveți o singură cisternă care umblă în teritoriu? Avem o cisternă proprie care umblă în teritoriu și mai am contract de colaborare cu o firmă care îmi transportă laptele cu încă două cisterne. De-aia ați spus mai înainte că urmăriți să cumpărați o cisternă. De-aia, pentru că, cum vă spuneam, produsele sunt obținute doar din lapte, chiac și sare. Dacă am pune și altceva în aceste produse, eram nevoit să cumpărăm și un camion ca să aducem sacii cu conservanți, dar așa cumpărăm cisterne. De asemenea, acum intri în unitate, în stânga, scrie pe ușă laborator. Pentru ce vă trebuie? Avem laborator propriu pentru analizele fizico-chimice ale laptelui materiei prime. Laptele, când ajunge la unitate, întâi se recoltează probe pentru analize, se analizează, după care, dacă corespunde acest lapte, intră în procesul de fabricație. Nu din orice lapte putem face un produs bun. Dar spuneți-mi, ați avut cazuri de refuzuri? Să refuzați lapte? Sincer, nu s-a întâmplat așa ceva, pentru că noi facem și muncă de îndrumare cu cei care achiziționează lapte pentru noi. Ei sunt instruiți cu ce au de făcut, primesc materiale și chiar își fac treaba. Altfel nu. Altfel nu. Și altfel atunci, îl refuzăm din start. Și atunci nu mai au rebuturi. Nu. Noi facem eforturi să plătim un preț corect pe acest lapte, dar la rândul nostru îi rugăm ca și ei să facă eforturi să ne predea un lapte de calitate. Pentru că un produs cu protecție europeană nu poți să-l obții din orice fel de lapte. Și ați spus că realizați protecția mărcii. Protecția mărcii, da. Asta vă interesează în primul rând. Da, acest produs, după telemeaua de Ibănești, salamul de Sibiu, magiunul de Topoloveni și novacul afumat din țara Bârsei, este plecată la Comisia Europeană cașcavalul de SV. Când am intrat în birou și am început discuția, mi-ați arătat pe ecranul calculatorului un document. Despre ce e vorba? Este vorba despre acest certificat care l-am obținut de la firma de certificare Certind. Ei au analizat documentația, au venit în teritoriu la toate cele 6 unități de procesare,
au verificat dacă produsul într-adevăr este conform cu documentația din caietul de sarcini și ne-au eliberat acest certificat, care el va fi reînnoit anual. Deci noi anual vom fi certificați de către un organism de certificare dacă respectăm rețeta acestui produs. Deci nu v-a dat un certificat pe viață de acum? Nici pe viață, nici pe ochi frumoși. Verifică periodic pentru a fi siguri că marfa respectivă este cea care a fost autentificată de ei la început. Autentificată, da, și noi respectăm în continuare această documentație care am depus. Știți, am observat că în urma procesului de producție, într-un bazin mare, aveați și zer. Ce faceți cu el? Da, zerul rezultat din procesul de producție este... Noi îl depozităm și producătorii noștri de lapte vin și iau zerul înapoi pentru creșterea porcilor. Și avem și ferme autorizate de creșterea porcilor care le dăm zerul și va fi folosit în hrana acestor animale. Nu se întâmplă ca la stână, că baciu și din zer mai scoate ceva. Da, se mai poate scoate încă un subprodus, subprodusul numit urde. Noi nu deținem încă această instalație, este foarte scumpă și iar urda se vinde la un preț mai mic și este foarte greu să ne recuperăm investiția. Dar pe viitor niciodată nu se știe. Înseamnă că într-un viitor, exact cum a spus dumneavoastră, nu se știe. Îmi place cum gândiți, să știți. Este foarte frumos. De laborator mi-ați povestit, așa este, dar am observat că aveți camere separate pentru fiecare operațiune din cadrul procesului de producție. Nu lucrați într-o hală mare unde se fac toate operațiunile. Nu. Nu, pentru că cașcavalul este un produs care trece de la naștere până la maturizarea lui, trece prin mai multe faze. Și noi trebuie să respectăm acest flux tehnologic. La cașcavalul de săveni, obligatoriu se opărește într-un coș de miele, se înțeapă, da, se zvântă, merge în camera de maturare, în camera de maturare trece la ambalare, după care se depozitează. Este o maturare specială pe o scândură din lemn de brad, care îi conferă un gust unic. Măria sa bradu e de aroma respectivă. Da. Așa și este. Deci am vizitat toate cele 6 camere, depozite, nu știu cum să le spunem, hale de producție, le spun. Unele sunt spații de producție, altele sunt depozit de maturare sau depozit de ambalare sau depozit de produs finit. Spuneți-mi, de când introduceți laptele în bazinul respectiv și ați luat analiza sau cum îi luați analiza și până iese produsul finit, gata pentru vândut, cam cât timp trece? Gata pentru vândut? Da. Păi doar cașcavalul de săveni trebuie să stea la maturat 60 de zile. Doar maturarea lui. Plus câteva zile care sunt în fluxul de producție. Da, spuneți-mi. Deci acest produs nu pleacă în piață fără minim 60 de zile de maturare. Dar spuneți-mi un lucru. După ce năcăjesc oamenii și laptele și când s-au închegat, înainte de a-l pune în formă, de ce mai înțeapă? Sunt anumite goluri de aer care trebuie scoase din produs. Domnule manager general, mai aveți ceva să ne spuneți? Ca și doleanță, aș vrea să vă spun că îmi doresc să vin acea zi când să putem și noi vinde marfa la un preț corect, pentru că
cu toții știm, din afară vine foarte multă marcă de slabă calitate și cu un preț mic, iar noi cu produsele noastre trebuie să ne chinuim să le putem vinde din cauza prețului. Dar eu sper și cred și am convingerea că vine și ziua când românul va ști să mănânce sănătos și natural. Și iată că ați făcut deja un pas prin recunoașterea europeană acestui produs. Sigur că da. Pe aia ne și dorim să putem vinde la adevărata sa valoare acest produs, iar la rândul nostru să putem și noi plăti laptele la un preț corect, ca cu toții împreună să ne dezvoltăm, producător plus procesator. Încă o întrebare. Vă opriți la recunoaștere europeană numai a cașcavalului de Săveni sau veți face și alte intervenții pentru alte produse? Noi ne dorim să nu ne oprim niciodată, dar trebuie să o luăm mărunt, pas cu pas. Câte un produs? Ca să nu se sperie că sunt prea multe produse. Ce să vă spun? Plec de aici foarte satisfăcut, mulțumit, am aflat niște lucruri deosebite. Am întâlnit oameni minunați, o să vadă telespectatorii și locurile de muncă ale acestora. Vă felicit din toată inima pentru tot ce ați realizat. Și eu vă mulțumesc. Stimați telespectatori, mulțumim din inimă gazdelor noastre pentru tot ce ne-au spus, ne-au arătat, pentru că am stat de vorbă nu numai cu managerul general acestei unități, ci și cu lucrătorii din secțiile acestei unități. Profesorul Gheorghe Dolinski, realizatorul acestei rubrici, vă urează sănătate multă și vă invită să urmăriți emisiunile postului TV Cromtir Rădăuță.